România ocupă locul 2 în Uniunea Europeană în privința mașinilor mai vechi de 10 ani, raportat la Parcul Auto Național. În aceste condiții, specialiștii spun că devine și mai importantă revizia autoturismelor înainte de sezonul rece, mai ales că temperaturile scăzute pun la încercare foarte multe dintre componentele mașinii. Odată cu venirea sezonului rece, foarte multe din bateriile care au funcționat pe timpul verii, acum venind frigul, riscăm ca mașina să nu mai pornească. Putem să rămânem pe drum sau chiar în fața blocului, când e lumea mai dragă, să nu mai putem să plecăm cu mașina. Este foarte important să verificăm bateria, antigelul, sistemul de iluminat, trenul de rulare. Sunt foarte multe verificări care se pot face, pentru că atunci când e frig, mașina se strică mult mai repede decât atunci când e cald. Specialiștii ne recomandă să verificăm absolut toate sistemele mașinii, pentru că de multe ori o defecțiune care pare nesemnificativă poate pune probleme șoferilor. Recomandarea este ca această verificare să se facă înaintea de sezonul rece, ca mașina să fie pregătită din punct de vedere al ce înseamnă partea de sistem de frânare, partea de degivrare, partea de ventilația de habitacul, că este foarte importantă pentru ca mașina să-și facă dezaburirea geamurilor. Lucrurile acestea sunt recomandate să fie făcute în serviciuri autorizate. Și pe lângă tot ce ține de toate astea, important este să fie verificat partea de ce este cel mai important, anvelope și sistemul de frânare. Cei mai mulți șoferi spun că verifică regulat autoturismul, chiar dacă nu întotdeauna la servisuri autorizate. Merg la un servis în fiecare an, înainte de sezonul rece, am un servis agreat și fac toate aceste verificări. Uh-huh. În prealabil, evident, cauciucurile sunt importante. Dar chiar acum 2 săptămâni pe mașina mea personală i-am făcut toate aceste verificări. Sunt importante verificările astea înainte de iarnă? Păi cum să nu fie? Toate sunt importante. Știi? Ce e cel mai important de verificat la mașină? Păi direcție, ăștia, frâne, să le ai cum trebuie. Dar noi în fiecare am făcut ITP-ul. Știi că e depășit de 10 ani și se face ITP-ul la ele. În parcul auto al României sunt 793.000 de autoturisme cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani, 4 milioane de mașini cu vârsta între 10 și 20 de ani și 1,8 milioane de autoturisme mai vechi de 20 de ani.